Ziua Națională a României a debutat în municipiul Hunedoara cu un ceremonial de depunere de coroane la Monumentul Eroilor, la care au participat autoritățile locale, parlamentari hunedoreni, veterani de război, rude ale acestora, dar și hunedoreni care au dorit să aducă un omagiu eroilor. Anul 1848, anul Revoluției care a cuprins întreaga Europa, este încă o dată pentru români ideea de afirmare a unității naționale, mai ales la Blaj, unde cei participanți în această a doua anuare din luna mai 1848 spun: noi vrem să ne unim cu țara. Evenimentele ulterioare vor dovedi valabilitatea acestei idei prin faptul că la 1859 Moldova cu țara românească reușesc să fie din nou împreună, să fie primul stat românesc la est și la vest de Carpați. Mai apoi, manifestările dedicate zilei de 1 decembrie s-au mutat în piața Regele Ferdinand I, iar primarul municipiului Hunedoara, care după zilele Hunedoarei a reușit să organizeze din nou un eveniment de nivel județean, a fost alături de hunedoreni pe tot parcursul zilei. 1 decembrie 1918 este o zi deosebită în istoria poporului român. Este, dacă vreți, ceasul de aur al istoriei acestui popor. Un ceas de aur pe care noi românii nu-l vom uita niciodată și cu siguranță nici dușmanii noștri din primul război mondial. Împreună să ne bucurăm de această sărbătoare deosebită, să mulțumim în fiecare moment al acestei sărbători, dar și pe parcursul anului, celor care au luptat pentru reîntregirea neamului românesc. Mă bucur că și de această dată mii de hunedoreni au venit în piața Regele Ferdinand pentru a petrece împreună de 1 decembrie. Este un moment deosebit pentru noi. Practic, luna decembrie debutează cu această sărbătoare și va continua cu orășelul lui Moș Crăciun aici în piața Regele Ferdinand, dar și cu Reveliolul în aer liber, unde invităm alături de noi pe toți hunedorenii care vor să petreacă un Revelion altfel. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi hunedoreni! Luminițele amplasate în oraș au fost aprinse de 1 decembrie spre bucuria tuturor hunedorenilor. Iar acum, împreună cu acești trei copii minunați, să numărăm în ordine descrescătoare de la 5. Haideți să punem mânuțele aici, toți trei. Așa, frumos, așa. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Pe scenă au urcat mai mulți interpreți de muzică populară care au încălzit atmosfera cu cântece patriotice. Veniți, români, plecați genunchii și vântea voastră la pământ. Aici nădejdea să renască, aici să facem legământ. Aici nădejdea să renască, aici să facem legământ. Noi am fost creștini pe vremuri când păgâni migrau prin lume, și avem martiri ai legii și avem martiri români. Te rugăm, pentru că păgânii lumii de tine ne-au depărtat. Potolește tu furtuna, stinge focul dintre ferați și fă să sorbim iubirea cei ce suntem adunați. Pe scena din fața Casei de Cultură au urcat și Nicolae și Tudor Furdoiancu. 1 decembrie pentru mine este o sărbătoare, dar în același timp și o zi în care sunt foarte solicitat,
mă bucur pentru asta, mă bucur că am ce oferi, mă bucur pentru acest repertoriu de cântece istorice care este gustat de public, nu numai de Ziua Națională, ci întotdeauna când apar pe scenă. Încă o dată, sănătate, sărbători frumoase, să le petreceți cu veselie. Doamne ajută! Doamne ajută! Tudor, te regăsesc după ceva timp alături de tatăl tău. Felicitări! Ce simți tu în sufletul tău astăzi, de 1 decembrie? Mă simt mândru că sunt român, mă bucur de pace, asta este cel mai important. Sper să rămână în continuare în România pace și să fim uniți. Să aveți sărbători cu bine, sănătate și la mulți ani români, la mulți ani România! La sărbătoarea tuturor românilor au participat la Hunedoara peste 6.000 de persoane care s-au declarat încântate de evenimentul organizat de către primărie. Cum vă simțiți? Foarte bine! Totul este super! La mulți ani! Nu vrei să-mi spui la mulți ani? La mulți ani! Mulțumim la fel! Vă place în seara asta la Hunedoara? Da! Ce vă place cel mai mult? Bradul! Și tunelul timpului? E frumos și el! Ce-ți place cel mai mult în seara asta la Hunedoara? Instalațiile! Care instalații? Arată-mi-le și mie! Asta de pe aici! Tunelul timpului? Da! Bună seara! Și la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani Hunedoara! La mulți ani Hunedoara! Cum vă simțiți astăzi de 1 decembrie acasă la Hunedoara? Super, super ok, super bine, super. Suntem bucuroși, suntem fericiți de Ziua României. Seara s-a încheiat cu un grandios foc de artificii.